Ieri după amiază, în curtea Catedralei Episcopale din Huși, a avut loc a doua parte a programului Dar de Crăciun, intitulată Scrisoare către Moș Crăciun. De această dată, peste 1200 de copii din cadrul centrelor de zi ale Asociației Filantropia Ortodoxă Huși, precum și copii din familiile greu încercate din cele trei protopopiate ale Episcopiei Hușilor, au primit cadourile mult dorite. După mii de kilometri parcurși prin județ în aproximativ două săptămâni, după zeci de praguri trecute și tot atâtea povești descoperite, încărcătura emoțională acumulată în cadrul programului Dar de Crăciun al Episcopiei Hușilor nu poate fi descrisă în cuvinte. Caravana Dar de Crăciun a bucurat 2200 de copii cărora le-au fost dăruite îmbrăcăminte, încălțăminte, dulciuri și jucării, dar și peste 50 de bunici singuri care au fost mângâiați cu o vorbă bună, colinde și pachete cu alimente. Acțiunile filantropice nu s-au oprit aici. Ieri după amiază, în curtea Catedralei Episcopale din Huși, a avut loc a doua parte a programului Dar de Crăciun, intitulată Scrisoare către Moș Crăciun. Numai puțin de 1200 de copii care i-au scris moșului și-au primit cadourile dorite, s-au rugat împreună și au cântat colinde. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Este foarte frumos aici. Simt că nu aș mai vrea să mai plec de aici, că este foarte frumos. Abia aștept să văd ce am primit și dacă mi se va îndeplini ceea ce mi-am dorit. În mijlocul tinerilor s-a aflat și preasfințitul părinte Ignatie, episcopul Hușilor, care i-a îndemnat pe cei mici să fie buni și iubitori, dar și darnici, precum Domnul Iisus Hristos. Întotdeauna, când vine sărbătoarea Crăciunului, noi îl iubim pe Iisus pentru că a fost bun și cum a mai fost? Iertător, ați spus aici. Bravo! Iubitor! Așa vreau să fiți și voi. Când ajungeți mari, să fiți iertători, buni și darnici. Dacă voi primiți ceva, vă gândiți să dăruiți și celor care nu au? Întotdeauna, da? Dacă voi primiți ceva acum în seara aceasta, vă gândiți că sunt copii din satele din care veniți voi, la care n-a venit moșul și au nevoie și ei ca să se bucure. Este a șaselea capitol scris în această carte frumoasă intitulată Dar de Crăciun pentru copiii din Episcopia Hușilor și anul acesta, cu ajutorul lui Dumnezeu, sunteți peste 1200 de copii în această curte, 1200 de suflete inocente care așteaptă darul lui Dumnezeu care vine prin bunătatea celui care voi spuneți Moș Crăciun. Să știți că darurile vin de la Dumnezeu, dar Dumnezeu are mesagerii lui buni care întotdeauna lucrează și înfăptuiesc lucrurile bune pe acest pământ. Astăzi aici ne-am încărcat cu o bucurie nemaipomenită a foarte multor copii. Am înțeles că astăzi am avut șansa să mă aflu între cei mai cuminți copii din județul Vaslui. Este minunat și îl felicit pe preasfinția sa și pe părintele Vladimir pentru aceste lucruri frumoase pe care le realizează în județul nostru. Proiectul a fost susținut de binefăcători din țară, dar și din parohiile ortodoxe românești din Dublin, Barcelona, Coventry, precum și de mai multe comunități românești din Germania și Italia. La începutul lunii ianuarie 2024, caravana Dar de Crăciun va trece prutul și va merge și la copiii din Basarabia.